Procurorii DNA spun că tranzacția frauduloasă s-a petrecut în anul 2006, în timpul mandatului de primar al lui Tudorel Calapod. Un teren situat în zona Mamaia Nord a fost vândut unei societăți comerciale la un preț mult sub nivelul pieței. În plus, suprafața licitată a fost de 28.000 de metri pătrați, când în realitate parcela avea aproape 30.000 de metri pătrați. În luna mai 2006, consilierul local inițiază proiectul de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 29.962,17 metri pătrați, rezultat din lucrarea de cadastru și de însușire a raportului de evaluare efectuat de Gulelis Violeta, pentru prețul de 9,9 euro pe metru pătrat fără TVA. Proiect avizat favorabil prin raportul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Orașului Năvodari. Prin procesul verbal de negociere din data de 3 iulie 2006 se stabilește prețul final de 11,45 de euro pe metru pătrat, fără TVA, rezultând un preț total de 408.249,55 de euro, inclusiv TVA. Se menționează în acest proces verbal obligația achitării terenului în termen de 30 de zile calendaristice, în caz contrar vânzarea terenului urmând a se rezoluționa. În luna septembrie a acelui an, termenul de plată a fost din nou prelungit printr-o hotărâre de Consiliu Local. Ulterior, societatea care a cumpărat terenul l-a vândut unei alte firme cu capital străin. La data de 25 octombrie 2006 se încheie între Orașul Năvodar și SC Hars SRL Constanța contractul de vânzare-cumpărare al terenului în suprafață de 29.962,17 metri pătrați, autentificat sub numărul 2114 pe 25 octombrie 2006 la BNP Stamule Daniela. Prin contractul de cesiune părți sociale autentificat sub numărul 2204 pe 11 iunie 2007 la BNP Calmus Paraschiva, SC Hars SRL Constanța, reprezentată de numiții Haralambie Irina și Haralambie Samoil, cesionează toate părțile sociale în favoarea SC Westhouse Invest SRL Constanța, al cărei administrator era numitul K. Tones Torkildsen, cetățean norvegian, pentru suma de 39.206.892,48 de lei. În realitate, contractul este urmarea unei promisiuni de vânzare-cumpărare autentificate la același notar. În urma datelor obținute, procurorii au deschis un dosar de urmărire penală pe numele lui Tudorel Calapod pentru infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice. Din materialul probator administrat până în prezent a rezultat că există indicii temeinice de comitere de către făptuitorul Calapod Tudorel a infracțiunii prevăzute de articolul 10 litera A din legea 78/2000, prin aceea că în perioada ianuarie 2006-25 octombrie 2006, în calitate de primar al orașului Năvodari, având atribuții de conducere, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea reală de doar 11,45 de euro pe metrul pătrat fără TVA, în cadrul unui contract de vânzare-cumpărare a suprafeței de 29.962,17 metri pătrați, aparținând domeniului privat al orașului Năvodari, încheiat cu SC Hars SRL Constanța, terenul fiind vândut cu un preț total de 408.249,55 de euro, inclusiv TVA, în scopul obținerii în favoarea SC Hars SRL Constanța de sume de bani necuvenite, rezultând din diferența valorică obținută printr-un transfer de proprietate ulterior, la suma de 39.206.892,48 de lei, reprezentând 11.980.349 de euro la cursul BNR din data de 11 iunie 2007, de 3,27 de lei pentru 1 euro, către SC Westhouse Invest SRL Constanța. Alături de Tudorel Calapod, în același dosar, este urmărită penal și Violeta Gulelis, care ar fi efectuat evaluarea frauduloasă a terenului.